Oho, fructe de mare proaspete, fructe de mare proaspete, doar ce au venit din Grecia. Ia să vedem noi ce avem. În spate nu mai avem nimic, nu? Numai aici avem caracatiță. Caracatiță proaspătă, a? Caracatiță. Asta încă mișcă, ia uitați-o, asta mișcă. Ok, sepie. Mai am aici niște bărbunie, dorada. Totul e proaspăt, totul vine din Grecia. Totul e fantastic și sepia, o vreau și pe ea. Calamarul. O să pregătim un excelent platou de fructe de mare cu fructe de mare proaspete. Deci fiți pe fază. Toate astea le vom pregăti într-un platou de fructe de mare, de mare excelente și o combinație de midi. Ok. Bine că au venit în timp, o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, vara, fructele de mare ne vin direct din Grecia, pe pate gheață, fructe de mare proaspete. Îmi plac foarte mult sepia, caracatița excelentă, o să vă arăt o altă variantă de caracatiță. După ce o prefierbem, o punem pe grătar și este gata. Haideți la platoul nostru de fructe de mare. Folosim magia televiziunii, direct pe terasă. Din parcare, direct pe terasă, unde v-am promis un platou de fructe de mare excelent. Mulți o să mă întrebe, este de post? Să mă ierte Dumnezeu, eu nu fac păcate. Nu vă ofer decât dacă îmi cereți platou de fructe de mare. Unora li se pare de post. Nu știu ce înțelegem prin fruct de mare. Fruct de mare, să vă explic, fructul de mare este o viețuitoare. Să nu vă gândiți că sunt fructe culese din mare. Nici de cum. Așa că nu vă lăsați păcăliți. Fructul de mare trăiește în mare și în adâncul oceanelor. Fiți siguri ce serviți. Dacă aveți dezlegare de la preot, se poate servi fructul de mare pentru post. Aveți grijă la colesterol. Ok, azi m-am gândit să vă pregătesc un platou de fructe de mare excelent, o combinație de creveți, de sepie, de rapană. Cine nu știe ce e rapană, am pus-o eu pe frigăruie. Rapana este melcul de Marea Neagră. Melcul de Marea Neagră e în cochilie. Aș fi vrut într-o zi să mergem pe malul mării să vă aleg câteva din rapanele comestibile, pentru că sunt unele care chiar nu le puteți servi. Ele trebuie să fie vii. Rapane, sepie, avem și midii de Marea Neagră. Am mai preparat noi midii de altă dată. Haideți să începem cu varianta noastră de a înăbuși puțin fructele de mare înainte să le punem pe grill. Bucătăria noastră improvizată în și pe terasă e super, ne ajută foarte tare. Așa că o să folosim grilul, ne face puține farse, cred că și-a revenit. Pentru a da textura foarte, foarte fină și foarte crunchy, adică să fie pătrunse bine fructele de mare, eu m-am gândit să le înnăbuși puțin. E o variantă a mea, le înnăbuși doar cu puțin ulei de măsline. Fructele de mare conțin 90% apă în corp, așa că toată apa de mare se vor lăsa în tigaie. Mai întâi o să iau sepia sau baby caracatița baby și o să vedeți cum se strânge. Ea în timp ce se strânge o să fie aproape gata de gătit. La un foc mic iau și calamarul inele. Însă calamarul tub de data asta o să-l crestez, o să vedeți ce bine o să dea, o să-l crestez. Și apoi îl pun în tigaie, el se umflă, se face ca un evantai. Toate sunt puse în tigaie, încă puțin ulei de măsline. O să-i dăm un flavor cu usturoi. Îmi place usturoiul la fruct de mare, dă excelent. Puțin usturoi, nu mai mult de 2 căței de usturoi,
tăiat foarte fin și apoi e varianta de a înăbuși. Ele se deschid și spun singure că sunt aproape gata. Apoi le punem pe grătar cu puțin ulei de măsline, la fel înăbușite, este gata. Nu vă trebuie mai mult de timp de preparare, mai mult de 10 minute pe grătar, numai dacă le înăbușiți. Ăsta este un secret al meu, propriu înăbușite. Am prins secretul de la greci, de la ciprioți, unde am și lucrat mulți ani de zile. La ciprioți, în Catopacos, foloseau foarte multe fructe de mare. Vedeam italieni, vedeam francezi cum vin și serveau fructul de mare cu atâta plăcere. Nu înțelegeam ce e aia fruct de mare. Ia câtă fructul de mare se poate prepara și în România, un fruct de mare excelent. Uitați-vă cum fructul de mare, da, de data asta calamarul, cum se încovoaie ca un acordeon, vedeți? El este aproape gata, îl mai înăbușim puțin la un foc mic. Eu o să pregătesc și un sos, deja știți, un sos vinegret, un sos excelent, un sos simplu, un sos care dă bine cu fructele noastre de mare. Îmi trebuie lămâie. Înainte de asta, lămâia trebuie puțin presată, să se lase jus-ul de la lămâie, da? Presată și apoi tăiată și folosesc eu un storcător de lămâie, mult mai ușor. Alte secrete de ale mele, totul trebuie folosit, da? Îi dă un flavor fine. Puteți adăuga și puțină lămâie, de ce nu? Ok, pentru vinegret îmi trebuie o lămâie, ulei de măsline, am nevoie de puțin usturoi, folosesc foarte mult usturoi, usturoiul se folosește foarte mult în Grecia, credeți-mă, și în Italia, și Grecia, și turcii folosesc usturoiul foarte des. După ce l-am tocat foarte mărunt, adaug puțin usturoi. La fructe de mare merge foarte bine usturoi. Combinația de usturoi, pătrunjel, da, ulei de măsline. Dacă aveți puțin oțet, al puneți. Dacă vreți să fie mai pur, nu mai adăugați. Este gata. Am spune că este gata în momentul când, e un alt secret, în momentul când se prinde de tigaie, este aproape gata înăbușit. Întotdeauna să înăbușiți fructele de mare înainte să le puneți pe grătar. Pentru că dacă le puneți direct pe grătar, nu o să aveți succes. O să fie foarte, foarte tari, foarte crocante. Uitați-vă câtă zeamă și câtă apă au lăsat. Uitați-vă câtă apă au lăsat. Când aproape să se evapore apa, atunci sunt gata de pus pe grătar. Să continuăm cu vinegretul. În stil mediteranean, mai mult de la greci, folosesc foarte mult busuioc și pătrunjel. Busuioc, o să am nevoie de puțin busuioc verde. O să-l tocăm foarte mărunt. Busuioc verde, pătrunjel, punem toate buruienile, toate aromele o să le mixăm. Busuiocul verde este excelent. Dăm la un foc mai mic. Ok, urmărite de fiecare dată să nu se ardă, busuioc, apoi pătrunjel, o să ne trebuiască și o legătură de pătrunjel, am eu o legătură de pătrunjel aici proaspătă, fiind primăvară, pătrunjelul din abundență, nu vă opriți să puneți foarte multă verdeață, foarte multă verdeață, dă o tentă de spring, de primăvară, de excelent. Pătrunjel proaspăt, cât mai mult, pun eu o mână de pătrunjel, apoi puțin o să punem și busuioc, imediat după ce punem oregano și puțin rozmarin. Ia că avem o variantă, cred că mai am nevoie de puțină lămâie. O să mai toarcem noi încă jumătate de lămâie. O variantă excelentă.
Wow! Da, excelent! Apoi o să mă mut pe altă masă cu cele care nu sunt necesare și am preparat și sosul vinegret, un sos excelent, un sos vinegret în stil mediteranean. Puțină ulei de măsline, sare și piper. Sare, piper. O să folosesc și puțin cârmăză biber, piper roșu iute, din Ardei iute. Wow! O variantă fantastică. Ia că te sunt gata cu sosul. Sosul este excelent pentru fructele noastre de mare, multă verdeață. Ia să vedem cum suntem cu fructele de mare. Suntem aproape gata, înăbușite, schimbăm tigaia și apoi o să-mi trebuiască ceva unde o să punem, ok, un foc mai mare, ulei de măsline, o să adăugăm fructele de mare, una câte una. E puțin mai incomod, ce-i drept, afară e improvizat, tot în bucătărie ai mai multe variante de a găti. În sfârșit, rapanele, după ce le-am dat cu puțin ulei de măsline, sare și piper, le punem pe grătar. Când auzim sfârâitul, atunci e gata, însă nu e gata. Ok, creveții. Și ei, de asemenea, ei sunt cruzi. Creveții, cum îi cunoaștem când sunt proaspeți, sunt gri la culoare. Creveții sau garizii. Îmi place să-i folosesc întregi. Se poate folosi absolut tot în afară de... trebuie să decorticați. Multe variante când folosiți creveții. La paste, la preparate din sosuri. Îi puteți decortica. Dacă îi folosiți direct pentru un platou de fructe de mare, e mult mai indicat crevetele să rămână întreg. Am văzut cum se servesc afară, sunt de acord cu ei, însă la noi mai avem puțin de învățat. Trag direct din toată carapacea lor, da? Ok, sper că e gata. Rapanele. Creveții. O să vedeți că ei schimbă culoarea. Ei când devin roz, creveții sunt aproape gata. Și maxim 2-3 minute creveții sunt gata pe o parte, apoi întoarcem pe partea cealaltă. Mă joc mereu cu uleiul de măsline. Îi dau din abundență să nu se lipească, să nu se prindă de grătar. Midiile așteaptă și ele. Excelent, un platou de fructe de mare fantastic. Îmi place când fructul de mare este văzut, când nu este acoperit de beșameluri, când nu este acoperit de fel și fel de sosuri. Fructul de mare trebuie să fie cât mai original, să se vadă și să-l simți la gust altfel. Pentru că dacă îl îmbraci în fel și fel de beșameluri, atunci fructul de mare schimbă gustul. Ia că suntem la un pas de a termina o variantă de fructe de mare excelente. Mulți consideră că fructul de mare, dacă e servit de cei care țin post, nu știu. Credeți-mă că fructul de mare eu nu l-aș recomanda pentru cei de post. Însă dacă preotul dumneavoastră vă dă voie, asta e. Ok. Întoarcem creveții. Vedeți, ei schimbă culoarea. Excelent. Schimbă culoarea. Cum ne dăm seama când sunt gata? Carnea lor interioară se albește, iar carapacea se transformă în culoarea roz. Roz portocaliu. Un roz portocaliu. De-abia aștept să încerc unul. Să-l dipuiesc în excelentul sos vinegret cu multe ierburi. Deja a început să miroase, ești și o variantă fantastică. E o variantă excelentă. Putem adăuga și puțin piper roșu, de ce nu? Îmi place să-l folosesc cam peste tot în preparatele noastre.
Încă puțin ulei de măsline. Îi aglomerăm puțin, pentru că urmează cele înăbușite. Wow! Urmează să le punem și pe ele pe grătar. Începem cu calamarul. Seamănă cu caracatița din Pirații din Caraibe, nu? Calamarul inele. De asta nu-mi place să înnăbuși calamarul inele cu calamarul grecesc, calamarul roșu, pentru că schimbă culoarea. Însă nu e nicio problemă. E voie să schimbe culoarea, e ok. Ia că toate fructele de mare sunt pe grătar. Le înnăbușim puțin. Wow! O să fie o variantă excelentă de fructe de mare. O să punem și midiile înăbușite. Îmi pregătesc un platou pentru fructe de mare să fie scoase pe platou. Avem aici... Am probleme cu curățenia la locul de muncă. Aici avem voie să dăm și pe jos, pentru că e terasă, e ok. Am ales eu un platou de fructe de mare din... Un platou de fructe de mare, pentru fructele de mare, din ceramică. Și ca decor folosesc fel și fel de scoici, fel și fel de shells, Saint Jacques. O să vedeți, de excelent. Garnisim cu puțină salată verde, sparge culoarea. Am și niște roșii, punem și niște roșii. Apoi salata verde, dă foarte bine. Ok, lămâie, multă lămâie ne trebuie. Mai punem la sfârșit. Cred că o parte din ele sunt aproape gata. Fructele noastre de mare sunt aproape gata. Miroase bine. Excelent. Iar mă mai joc cu puțin ulei. Pe partea care trece uleiul, ele se rumenesc. Ajută foarte mult la gătit. Rapana. Ce bine arată. Deja a făcut crusta. Frigăruile de rapana sunt excelente. Creveții sunt fantastici. Ia gata, fructele noastre de mare sunt aproape gata. Am mai... nu inventat, am mai... băgat în meniu o variantă excelentă de Treasure of the Sea. Ce înseamnă? Peste toate fructele de mare adaug trei feluri de pește. Somon, chefal sau file de cod. Excelentă variantă. Împreună cu... sau ce prinde bucătarul azi? Ce prinde? Catch of the day numim noi. Catch of the day. Ce a prins bucătarul sau ce ne-a adus pescarul azi? Ia că azi ați văzut și dumneavoastră în parcare au venit cu fructele mare, fructe de mare proaspete și le pregătim chiar aici pe terasă. E o vreme splendidă, chiar dacă lacul este puțin înghețat, noi ne permitem să stăm și cu mânecuță scurtă. Fantastic, fantastic, sunt aproape gata. O să luăm mai întâi creveții. Secretul la fructe de mare. Trebuie servite numai decât. Trebuie servite right away, cum se spune. Nu trebuie lăsate, pentru că ele când se răcesc, fructele de mare nu mai au niciun gust. Sunt chewing-y, adică sunt cauciucate, sunt ca un cingo. Așa că vă recomand ca fructele de mare să fie proaspete și vă recomand să fie servite numai decât să fie servite fierbinți. Ia gata, suntem gata și cu calamarul. Ce variantă bună! Creveții sunt și ei gata. O să-i mutăm de aici, o să-i punem în cochilia lor. Wow! Arată bine, nu? Rapanele le luăm și pe ele. Și rapane. Punem și sepie. Caracatița baby. Calamarinele. Cred că nu vă plictisiți acasă, nu? O variantă fantastică. O variantă excelentă de fructe de mare. Arată bine. Și apoi o să fiu puțin rapid, pentru că ne trebuie cealaltă variantă,
de a găti scoicile. Asta nu trebuie să le vedeți. De a găti scoicile. Să nu facem vreo prostie. O să mă ajut cu o mână să o țin până se răcește. Cineva din spate o să mă ajute. Ok, și apoi o să gătim midiile înăbușite, care e foarte simplu de gătit. Ulei, v-am povestit eu de ună zi, midiile sunt deja pline cu apă de mare. Midiile sunt deja pline cu apă de mare. O să-mi trebuiască puțin usturoi, niște lămâie. Nu folosim vin, îmi place să-i dau textura originală a fructului de mare. Mai am eu niște verdeață, punem și niște verdeață, mai stoarcem puțină lămâie. Iată, totul trebuie refolosit și capac înăbușit, 3 minute, suntem gata și cu midiile. Ce ușor de zis! E ușor de preparat, în 3 minute sunteți gata cu midiile, sunt aproape gata când se deschid. Și platoul nostru de fructe de mare va fi excelent. O să le adăugăm împreună. Dăm la un foc mai rapid. Le amestecăm puțin ca pe floricele, foarte simplu, le știți de altă dată. Midiile se deschid și sunt aproape gata. Punem puțin piper roșu iute, sare. Eu n-aș pune sare, însă marea noastră nu e atât de sărată încât midiile să fie foarte sărate. Așa că mai adaug tot sare de mare, ce-i drept. Mai adaug câteva grame de sare de mare și piper. Mi-ar fi plăcut să adaug puțin coniac. Mulți bucătari folosesc vinul. Nu merg. La italieni, italienii folosesc cozze al vino bianco. Ei pun mult, foarte mult vin în midii. Mie îmi place să simt midia natur, să o simți exact cu puritatea ei și cu gustul ei din mare direct. Midiile sunt aduse de Marea Neagră, de la Eforie Nord. Sunt culese, așa se spune, sunt culese de către scafandri. Am un prieten foarte bun, Cristi, care el ni le aduce proaspete oricând avem nevoie. Nu în zilele când sunt, când e foarte frig și când e înghețat afară. Ok. Iată, iarna care a trecut am avut probleme cu marea înghețat la mal și n-a putut să ne aducă midii proaspete. Însă o altă variantă, există marketul de unde puteți cumpăra. Aveți grijă să nu fie deschise. Orice midie deschisă nu poate fi folosită. Ăsta e un alt secret. Ele dacă sunt închise înseamnă că trăiesc, sunt vii. Dacă se deschid, ceva nu e în regulă. Nu le consumați. Nu le consumați, e foarte periculos, cei alergici la fructe de mare știu. Midiile sunt și ele aproape gata. Cei drept, nu avem flacăra ca în bucătărie. Toate acestea în timp real se prepară toate în același timp. Pentru că nu poți să lași fructul de mare să se răcească. Nici eu nu pot să-l las, cei drept. N-am ce să vă fac. De data asta mă nebunesc dacă nu încerc un crevete cu puțină lămâie. Sau mai am eu o variantă de sosul preparat anterior. Credeți-mă că e o nebunie. E foarte dulce. În sos mi-ar mai trebui puțină sare. Crevetele fantastic. Ce să zic, v-am făcut poftă, nu? Puteți prepara și acasă. Faceți o combinație de orice fruct de mare și aveți un platou de fructe de mare după preferința dumneavoastră. Iau și un calamar. Excelente. Merg acompaniate cu o lipie. Foarte bună. Midiile sunt și ele gata. Sunt deja înăbușite. Chiar dacă sunt lângă mare, simt mirosul de mare, de valuri, de... Excelente! Iau că suntem gata și cu midiile
Și o să formăm un platou, o să iau fructele de mare care le-am așezat anterior și punem midiile mai întâi, midiile înăbușite. Wow, fantastic! Un fantastic platou de fructe de mare! Un fantastic platou de fructe de mare care poate fi preparat și acasă. Gândiți-vă că dacă eu am putut să-l prepar pe terasă, dumneavoastră acasă, floare la urechi. Iată, am terminat și cu platoul de fructe de mare și numai la emisiunea Bon Appetit veți întâlni variante de genul. Sosul pe deasupra, vinegret, din abundență, wow, fantastic! Bon Appetit! Haideți la masă, sunteți gata? Eu deja le-am încercat. Cei de acasă trebuie să le încerce, nu? Haideți! Fructe de mare, fructe de mare, frutti di mare! Mi-ar trebui și un tong, un tong special. Tongul numesc eu la clește. Să pot să iau toate minunățiile de aici. Încerc să mă arunc prima dată. Deja v-am făcut poftă. Mi-ar place o midie. O midie să o încerc dacă e gata. Cum știi dacă sunt gata? Ele sunt foarte... Se schimbă la culoare, se fac portocalii. O să îmbib în sos, o să măi în sos. Da? Bune. Foarte bune. Excelente. Mănânc cu mânuța. Ce să-i faci? O să am nevoie de un tong. Ospătarul o să-mi aducă și un tong. Și cred că ar merge și un vin bun, nu? Chiar putea să meargă la un platou de fructe de mare? Păi, un vin alb. Un vin alb, bravo, un Riesling românesc. Ia vezi, găsești? Cum să nu găsești? Mersi mult. Și o focaccia dacă e gata, da? Midiile sunt bestiale. Cu multă lămâie. O să mai iau și o midie. Da, asta e. Și jumătate din calamarul care l-am preparat într-un mare stil. Mai întâi înăbușit. Îmi plac tentaculele de la calamar. Să le dați prin puțină făină. Să le dați prin puțină făină și după aia să le prăjiți în ulei. Să vedeți ce fantastice sunt. Nu te mai saturi. Ia să vedem dacă textura lor. Sunt destul de flagede. Aici e un mare secret la fruct de mare. Dacă nu știi cum să-l prepari, nu o să-ți reușească niciodată. Iată, azi ați învățat cum să semi-preparați înainte și apoi să-l puneți pe grătar. Trebuie să înăbușite. Merge și vinul și apa. Și bon appetit! Nu mai stați pe gânduri, preparați un platou de fructe de mare pentru că aveți de unde. Nu aveți, nu e o problemă. Rapane și midii. E excelent. Impresionați-vă prietenii și vecinii. Bon appetit!